Cred că este potrivit să citesc cele scrise în Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui, căci eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Amin. M-a avut îndemn să vin să vă mulțumesc. Și m-au însoțit 5 dintre cei 7 băieți pe care i-a născut, cea pe care până acum mi-a spus scumpa mea, de acum m-a hotărât să-i spun scumpa și sfânta mea. Și nu greșesc când spun așa, dar întotdeauna Domnul merită să fie lăudat. Pentru dumneavoastră am găsit o imagine în Scripturi. Toate cele trei exemple care vi le voi da sunt în raport cu același David și în împrejurări critice. El a fost de două ori un proscris, un partizan să-l numim. Odată fugea de socrul său Saul și asta a durat câțiva ani și a doua oară a trebuit să fugă din calea fiului său Absalom. Și pe munți și la răsăritul Iordanului avea nevoie de ajutor. Și scrie în 1 Samuel 25 că s-a dus la Nabal, mai exact prin tinerii care i-a trimis, și l-au salutat foarte frumos, care este de preluat acest salut, 1 Samuel 25 cu versetul 6, să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Fă o sponsorizare pentru noi. Și răspunde Nabal, bogatul, deși din neam bun, se trăgea din Caleb. Citeți versetul 11, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele, să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Deși știa. Este atitudinea omului cu inimă rece, ca să nu-l numesc altfel. Avem un alt caz, e cel al lui Țiba, slujitorul lui Mefiboset. Când David fugea de Absalom, scrie în 2 Samuel, capitolul 16, că a venit la rege cu o sponsorizare materială de consistentă, asemănătoare cu Abigail de altă dată, și scrie și doi cheia să împăratul, ce vrei să faci cu toate acestea? Măgare sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pentru hrana voastră, pentru potolirea setei celor ce vor fi obosiți în pustie. Ai zice că, uite, omul darnic, mai că nu era cu inima curată. El, de fapt, voia să intre în posesia averilor stăpânului său. Și a fost un dar viclean, ar spune. L-a înnegrit pe Mefiboset. Îl lăsăm și pe astea deoparte, că dumneavoastră nu faceți parte din categoriile astea două. Le-am amintit doar așa, să nu vă ispitească. Și este aici o altă imagine care aș vrea să ne caracterizeze pe toți și toată viața. A ajuns David la Mahanaim, 2 Samuel 17, enumeră câțiva oameni de acolo cu stare, între altele, Barzilai Galaditu a excelat și scrie în versetul 28, au adus și enumere de toate. Și ce îmi place finalul versetului 29, motivația celui ce cu adevărat este binevoitor, că la roada Duhului Sfânt sunt două, e și bunătate și facere de bine. Una este atitudinea minții, cealaltă este acțiunea practică. Iată care e mentalitatea celui care cu adevărat vrea și știe să facă bine. Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Adică nu contează din ce motiv n-au, de ce au ajuns aici. I-a pedepsit Dumnezeu, trebuia să fie mai econom, de ce nu s-au gândit dinainte. E nevoie, punct.
Și dă dovadă că nu se gândeau la vreo recompensă când David îi spune lui Barzilai, auzi, vin, o să te cinstesc, nu e nevoie. Și-a îngrijit multă vreme de el. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o inimă mare. Dumnezeu să vă răsplătească. Și îngăduiți-mă să vă spun ceva așa despre scumpa și sfânta mea. Aminteam în necrolog că prima predică, asta la urmă cu 30 de ani, când m-am ridicat, scumpa mea era în adunare și cum era ea plină de râfnă, a venit la mine și mi-a zis, după cum văd, tu ai o chemare, că până atunci frații crezuseră că sunt mut, mai mult de bună ziua n-am știut să spun și de pacea Domnului. Am să mă rog să văd dacă îmi dă voie Domnul să te sprijinesc, că eu sunt fată, nu avea treaba aia cu mine, nici eu cu ea. Și Domnul i-a vorbit, m-a sprijinit și m-a sprijinit bine de o viață. Ba mai mult, mi-am zis acum vreo 4 ani, când un altul dintre băieți, nu cei doi ce au predicat acum, a fost dus cu ea în misiune și i-a invitat acasă și mi-a spus, ia cu entuziasmul ei, că s-a rugat de la 15 ani să-i dea Dumnezeu un soț predicator și apoi s-a rugat să-i dea Dumnezeu copii predicatori. A zis, știi că încă unul are dar de la Domnul? Atunci am predicat Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia și a murit și ea. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, noi ne-am fi dorit să trăiască. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Poate unii nu au apreciat faptul că am numit-o scumpa mea, dar ați observat slujitorii care au cunoscut-o numai tangențial, au lăudat-o. Dar eu am cunoscut-o din copilărie și am cunoscut-o cu zi cu noapte. Și vă voi spune la sfârșit de ce spun lucrurile astea. Pentru femeia asta, supunerea a fost pasiune. Pentru femeia asta, slujirea a fost încântare. Și smerenia a fost plăcere. Da. Să vă dau un singur episod. Eram încă în Apuseni și am stabilit să mă duc undeva în comuna Poiana Vadului. Mi-am uitat episodul ăsta acum aici la înmormântare. Trebuia să lipsesc noaptea aceea de acasă. Seara copiii, în ziua aceea, s-au îmbolnăvit de varicelă, aveam atunci, cred că 5 sau 6. Și am zis, dragă, mai mă duc sau rămân să te ajut? Și a zis, te duci, e lucrarea Domnului. Și le-a dat la copii romergan să doarmă, dar le-a dat o doză mai mare și i-a dat peste, n-a mai dormit niciunul. Și se ruga acasă și a spus, Doamne, dacă eu aici fac o noapte albă între copii, el este dus acolo, te rog ceva, fă ca noaptea asta să se pocăiască cineva și să rămână de amintire. Și știți că mi-au amintit episodul ăsta? Când a venit domnul primar aici, soția mare, un frate primar era acolo, și am văzut că a mai venit în sală un primar, primarul din comuna aceea, care cu soția s-a pocăit în noaptea aceea. O familie frumoasă care între timp Dumnezeu le-a dat 12 copii. Și nu numai atât, Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei și familia aceea a rămas lipită de noi. De-aia au ținut și acum să vină să fie aici. Că Dumnezeu răsplătește și pe pământ. Dar eu nu prezint ca model o femeie, chiar dacă a fost scumpa și sfânta mea. Eu vreau să vă spun în final că soția mea le-a învățat toate astea și Domnul le-a realizat în ea. Ea a fost numai vasul sculptat, olarul a fost Domnul. Nu ea este modelul, ea este numai dovada că Hristos și Dumnezeu Tatăl
când ne-a cerut să fim ca El, o dovedește că putem să ajungem la o asemenea stare binecuvântată. Și cele 4 luni de suferință, de care e drept că Domnul a fost bun cu ea, în ultima vreme i s-a dat alocalment pentru febră, nu pentru durere. Că așa se ruga ea, că avea vremuri când se ruga și 8 și 10 ore pe zi. A zis, Doamne, cruță-mă de dureri mari. N-a cârtit odată, deși din septembrie am întors noi cu băieții, se sculau noaptea la 2-3 ore și o întorceam noi. De pe o parte pe alta. Ea spunea doar, bine, când o așezam într-o e bine? Bine. Și când n-am mai putut să spună bine, avea un gest pe buze în care nu știam că e bine. A fost o familie care a venit în vremea asta pe la noi, ne-a ajutat. Și m-a întrebat toată bărbatul acela, Iosif, întotdeauna femeia asta ta a fost așa supusă. Și m-a spus dumneavoastră, pentru ea, supunerea a fost pasiune. Asta față de mine și față de lucrarea Domnului. Și spun ceva în încheiere, ne-am fi dorit mult să rămână cu noi. Dar știți ce ne da liniște și putere să putem sluji în prima zi după înmormântarea ei? Descoperirile care Domnul le-a dat despre felul cum a fost primită în Noul Ierusalim. Astăzi m-a sunat un proroc în vârstă și a spus, frate, descoperirea e mai lungă. Am văzut pe soția ta într-un șir indian pe o platou în fața unui porți deosebit. I s-a dat dintr-un vas de aur să ia ca un bob de coriandru. S-a transformată în chipul îngerului care stătea în fața ei. Și i s-a spus, ți s-a dat harul să faci parte din mireasa Domnului și să ajungi să nu-ți pierzi nicio răsplătire. În curând, că a fost asta ceva înainte de a pleca, va suna trâmbița, ți se va deschide ambele porți și vei intra în cetate. Mi-aș fi dorit să o am cu mine, nu? Dar înțelegerea și împlinirea asta, că Dumnezeu a ajutat-o să fie un model, dovada că Dumnezeu lucrează în oameni și dăltuiește chipuri eterne și siguranța că este în cel mai nobil loc. Toate astea mă fac să fiu mulțumitor înaintea Domnului și împreună cu copiii și cu noastră toți, că de la mormântarea asta, oricum ne-am legat mai mult, să ajungem și noi acolo. Asta îmi doresc și vă doresc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.